Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Infestation The New Z. E bine, dragi prieteni, suntem într-un oraș destul de interesant și plin de clădiri. Sper să avem parte de măcar puțin PvP și să ne iasă cât de cât ok. Opa, opa. Cineva sus în clădire. Și mi s-a deconectat telefonul de la încărcat, cred. Are drag pe telefonul. Hopa. Bun. Ăla a fost unul. Ok, a fost interesant. Nu mă așteptam. Și cum pare că o să vină cineva după mine? Haide, boss. Too much weight. Hai că nu vreau să pierd foarte mult timp. Military Rook, 5 backpack. Bun. Și luăm tot. Și acum facem următoarea șmecherie. O să arunc chestiile de care n-am nevoie în inventarul global și o să revin pe server. Pentru că am mult prea mult loot la mine. Wow! Chiar nu credeam că o să dau un kill atât de repede în acest episod. Și asta doar pentru că am fost atent. Cât de cât. Și ne-am reconectat. Opa, e cineva acolo. Fuck this shit. Când mi expiră nebunia asta, o să tragă după mine. Am spus că o să tragă după mine. Hopa, hopa. Ok, mai fugim. Trebuie să-mi țin bandajele în mână și continui să fug. Fugi, ginuțule, că-i belea mare. Bă, dacă am supraviețuit și la chestia asta, sunt mare om, adică ce să mai... N-ai bă ce să-mi faci, sunt invincibil. Eu sunt noaptea. Muhahahahaha. Păcat că nu mai am gloanțe să-i omor pe fraieria. Sper să nu mi se termine sprintul până ajung la copacul ăla. Căcat. Bun. Nu ne deconectăm. În schimb, pândim. Bă, nu mă omoară bă pe mine nimeni atât de ușor. Adică, na, puteți să mă omorâți, dar nu mă las eu ucis așa de ușor. Ia să te-au și treceau ca proști în mine.
trage cu aia mine dacă crezi că așa mă omori. Și erau doi, mi s-a părut mie că erau doi. Nu știu de ce, dar așa mi s-a părut. Pana mea, dacă n-ai tot dichisul, n-ai cum să mă omori. Ok, hai că îmi continui drumul. Și tot am viețile full, ceea ce e interesant. Bă, Gino al vostru nu moare atât de ușor. Greu de ucis. Și apoi să vedem unde mergem. Chiar sunt foarte curios. Unde am putea noi să mergem? În direcția asta o să merg, pentru că în spatele meu sunt tipii aia care au tras după mine. Deci garantat nu vreau să mă întâlnesc cu amândoi deodată. Dacă aș fi avut o lunetă, ceva, bam, 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 tot dichisul, da, aș fi zis. Dar cum n-am echipament atât de bun și am Honey Badger-ul care-i pus la mișto, pentru că, în afară de faptul că e silențios, nu e o armă atât de bună. Da, ce să zic. Am făcut treabă suficient de bună cu arma asta. Și totuși n-aș vrea să mor, adică chiar dacă am făcut rost de echipament și... Să zicem că dacă mor, o să fiu totuși pe plus. N-aș vrea să mor. Pac, 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 ne strecurăm pe aici până texturile astea super HD. Dude, după bune, suntem în 2016, nu puteam să schimbe și măcar texturile astea amărâte. Sunt cu joc aproape pe maxim. Și sunt aproape pe maxim pentru că nu am vrut eu să am post-procesare. Nu o consider utilă, așa că n-am dat-o pe maxim, undeva pe mediu. Dar atât timp cât jocul se vede cât de cât frumos, în fine, cât de frumos se poate vedea jocul ăsta, e aproape la maxim. Deci nu pot să mă plâng foarte tare, dar sunt niște texturi care ar fi mers și ele puțin schimbate, că nu e chiar atât de greu să schimb niște texturi într-un joc. Până și eu știu treaba asta și nu fac jocuri. Dar în schimb, am învățat să editez moduri și pot să schimb texturile la diverse moduri. Indiferent că sunt de Farming Simulator, de Grand Theft Auto, știu eu, alte jocuri. Până și la Euro Truck și American Truck Simulator. Știu să schimb texturile de pe moduri. Nu știu să creez geometria lor și nici să le implementez în joc. Dar să schimb niște texturi, credeți-mă, nu e atât de greu pe cât pare. Jură-te, mă! A dat eroare jocul. Păi în cazul ăsta, aparent, Infestation the New Z nu mă lasă să mor, dar nu mă lasă nici să trăiesc liniștit. Ce să spun, dragi prieteni, sper că v-a plăcut acest episod, sper că vi s-a părut interesant. Eu categoric m-am distrat și în momentul în care atrăgeau după mine, mie îmi bătea inima și aveam așa, oh, un feeling de la super dubios că trebuie să supraviețuiesc. Și am supraviețuit, deci sper că v-a plăcut clipul, în caz în care v-a plăcut dați un like, foarte important să dați un like, în caz în care nu v-a plăcut și asta e la fel de important, dați un dislike și lăsați-mi un comentariu și spuneți ce nu v-a plăcut. Eu sunt deschis la sugestii și acestea fiind spuse, o zic mai bună, vă doresc, bye bye!